Pace și bună ziua! Astăzi facem o mâncare la regim, că am avut cap de porc, am avut coaste de porc cu mămăligă și acum mâncăm mai la regim. Și acum facem, Morcov. da, cartofi așa, paburi, cu pulpe, paburi și conopii de la cuptor. Nu e ușor, nu? Mâncare Da. ușoară. Mai mâncăm și din asta. Că nu se poate tătuna așa grea. Și astăzi, dacă vine Dacian de la servici sau ce are el acolo, nu-i bași servici, atunci o să vă duc la piață, că mai întrebă vreo 5-6 căpățâni de varză, se cumpăr, să pun acolo deasupra. Și vă duc să vedeți piațul cu vânzători. Să vedeți când am mers acolo în piață, cum săracii oameni erau, nu știu cum să vă spun, când mă vedea, dar dă-ți mulul, trebuie să-mi povestească săracii, să-mi spună că plătesc atâta de mult. Vai și amar. Donat? Mă, că-ți cumpăr, ok? Ok. Vreau donat. Ok. Apropo, cine-i ziua astăzi, a cui o fi ziua, că o fi bărbat, că o fi femeie, Dumnezeu să le dea sănătate, să le binecuvinteze, să le dea viață lungă și frumoasă alături de familiile lor. Domnul să vă binecuvinteze. Deci nu știu dacă am eu norocul ăla să încape tătă conopii, dar nu cred că o să încape, dar facem 3 în 1. Deci pulpe, cartofi și conopidă. Aici am pus sare. Punem conopida aici să fiarbă. Deci ați înțeles, 3 în 1. 3 în 1. Facem. Cât încape acum, să vedem. Acolo ceva să se opărească și după aia punem în cuptor. Poate că încape ceva. Ceva, e suficient de atâta. Dăm grătarul. Așa. Cine nu o lasă? Asta? Așa. Și acum trebuie să le pun un pic în ulei ca altfel să prinde. Și atunci arunc pasta. Așa. Dacă fac așa și îmi dai degetele, mai bine nu. Eu nu știu să fac așa, numai așa. Cred că nu încape tot.
Păi, încercăm. Putem încerca. Asta e saia. Asta e puțină vegeta. Aici au fost. Dar nu mai. Un condiment. Așa. Punem ulei. Bine, o să-ți aduc, mama. Și puse pe abur. Da, numai carnea asta să o pun deasupra. Știi? Da. Așa. Carne de puiuț, crud. Da. Ia așa. Și ia așa. Gata! Am terminat! Alo! Neața! Neața! Bună ziua! Oameni bun! Nu știu dacă te-am filmat bine. Mâncarea ta e gata, dar vreau să pun conopii de la cuptor și atunci mai stăm de vorbă. Super! Gustul, să vezi bine! Part 5 ouă. Punem un pic de sare, punem un pic de vegeta. Naturală. Naturală. Nana. Acolo e gata mâncarea, dacă vrei, că-s cartofii deja total aici. Un pic de condiment. Da, ăsta. Așa. O țară pe plicea. Da. După ce mâini merem la piață aici, să iau varză. Ok. Papa m-a ridicat o doamnă de 150 de kg. Nu e adevărat. Da, și mă ți-o dispare. Dar n-a spus mai mulți acolo. Doi a fost. Vezi ce înseamnă voluntariatul? Muncă! Nu glumă! În povarea partidului, PCR. Da. Asta e... Dar cine mai te-a ajutat? Domnul care-i bracardier, care de zeci de ani bracardier. Domnul Ghiță, să fie sănătos! Dar nu sunt doi, dragă mie, că nu poate să fie numai unul pe o secție. Vine unul și așteaptă să-l ajute cineva. Asta e. Ok. Fie că are bază. Acum, care chestie să pun la mine? Care vrei? Nu, nu, te întreb eu pe tine. Asta n-am făcut niciodată. Încearcă, să vezi cu mâini. Ce că e foarte crocant. Deci, Natalia tot mă mișcă. Dar asta e tavă mare.
prea mare pentru nu matematica. Intră. Ah, ok. Prea mult. Ce mă fac? Numai dacă ai pregătit-o... Dar eu n-am văzut ce fac. Atunci pun-o mai aici așa. Trebuie să schimbăm ochelarii. Să spun ceva? Ce? Eu când mă vopsesc, dau ochelarii ăștia jos și am alții care... Ei, acum văd că s-a învăluat și s-a făcut. Da, m-am cumpărat astăzi, am dat 10 lei pe ei. Și-s fain. Dacă vrei să știi și de firmă. Serios. Și vezi bine pe ei? Da. Dar nu chiar super. După ce am mai luat din alea rame, cum le cheamă? Biful camera. M-am gândit, nu, rame 3D. Rame 3D. Acum încerc și pe aia? Da. Vezi cum e cea galbenă? Să vedem și noi. Să așa nu galben, rămânem proști. Cum să vă filmez. Cred că ați mai văzut voi așa, pesmet galben, auriu, pesmet auriu. O să fie... Crede lumea altceva de mine, Natalia. Nu mai fă așa, Natalia. Natalia faci bubbles? Să vedem ce iasă, să vedem, să vedem, să vedem, mm-hmm. Să vedem. Natalia, nu mai fac așa. Nu mai fac așa, Natalia. Te aude copiii, mă. Mm-hmm. Nu-și fac și ei. Da. Da, Natalia, nu numai oameni mari te vede pe tine și colegii tăi. Am învățat de la grădii. De la grădii? Da. Acolo învață ea multe. Colegii tăi de la grădini, uite pe Natalia și nu vine la grădini, Natalia. Și zice, mami, ce vreau acasă? Uite, Natalia, stă acasă. Da. Și eu nu. Mai un pic merge pe acasă. Cum să vine laptele de măgăriță? Stai, mă, să văd. Ce ai făcut? Prea mult. Uitați, aici supă. Supă de vită. Galbenă. Mm-hmm. Cu mărjele. Aoleu, ce să mă fac? Atâta mă... Natalia, dar stai frumos acolo pe scaun, mami. Că tot mă miști. Tot mă mișcă. Da, ești aici. De ce ți-ai pierdut lingura? Da, nu știu. Aia era tot aici. Ca să nu le prăjesc, că nu le fac eu asta, să vedem ce iasă, că n-am mai făcut. Sincer. Da, o idee bună venită. Bine venită. Să vedem cum iasă. Mie îmi place paneu, sincer să fiu. Numai paneu îmi place. În capătul străzii la noi, mai merg câțiva pași și piața. Chiar m-a întrebat cineva că acum ești mai aproape de casă. Și am zis da. Sunt mai aproape. Nu, 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 nu. Natalia, hai la tatăl tău. Știi ce trebuia să pun aici? O lingură de făină. Ca să fie ca bobala, știi? Da. Că ar fi fost mai bine. N-ai mai făcut așa. Am, chiar că aici nu.
Așa, cam așa trebuia să pun o lingură de altfel aici în O. Și știi ce fac? Pun acum o lingură ca să vedem cum o ieșit astea și să vedem cum ia sala. Așa-i? Da. Îmi place de experiență. Nu! Acum am făcut și cu, am pus două linguri de făină acolo în ou, care era bătut, și să vedem cum e mai bine, cu ou, cu besmet. Acum noi punem la cuptor. Frunze de card. Când o fi aia să-mi pun plița înapoi? Când punem, zic și așa. Dacă o să punem, mai țăpa aia acolo, așa. Da, n-am vrut, să știi. Fost aici în la veta asta și... Dacă să punem panoul solar. Astăzi o să-mi pun lămâiul și trandafirul ăla japonez. O să le pun în untru, că deja... În cât suntem astăzi? 7. În 7, deja trebuia pus de mult. Dar a fost timpul ăsta atât de frumos și m-am permis să nu pot acum, mi-e frică că îngheață. Ia ca așa. Mamă, ce fain arată! Super! Asta chiar e o mâncare superbă. Și ați văzut că am și condimentat. Și acum eu mai pun un pic de ulei, așa, da, ce, că mai trebuie un pic de ulei. Cum vrei tu, mami. Așa. Dar cum să fac? Trebuia să pun ăla de măsline. Da. Trebuia. Dar uite că n-am pus. Cred că e bine. Nu o să spun aceasta este realizarea mea, fiindcă așteptăm ăsta din cuptor. Și atunci o să spun împreună, dar trebuia scos, trebuia luat. Punem pe pază până e gata? Da, când o fi gata și ăla. Dar tu poți să mergi de aici, că nu e nicio problemă. Mm-hmm. Ok. Supă. Deci, supa, adică care o fiert conopida. A ieșit o supă care n-am cuvinte și am zis de ce să nu pun eu tăiței pe ea și să fie și supă cu tăiței. Deci asta e supa unde o fiert pe aburi. Conopida. Ia că supa. Dar e bună, bună. Că dacă n-ar fi fost bună, n-ar fi pus tăiței pe ea. Dar e atât de dulce, de faină. Super. Și aici scoatem tava. Aici, din cauza lui Dacian, am făcut așa ca să nu prăjesc. Să vedem ce a ieșit. Dar eu am mâncat deja. Da. Ce-a mai rămas de ieri. Eu m-am... Nu, la asta e mâncare în casă. Și asta, cum poate mai târziu, s-a mâncat asta. Deci asta e cu făina care am pus în ou.
astea de aici. Mai este una. Deci asta lui cu făină. Așa. Astea lante îți date așa până pe smet. O venit de două ori să zic Presley și tot am tăcut și n-a zis Presley, dar ia că zic acum. Așa. Și asta lantă lui care am dat-o până pe smetul ăla. Simplu cu de pâine. Acum ce-o fi, o vedea. Arată foarte fain și crocant, mami. Știu. Ia așa. Sunt trei fele. Ah, deci asta e prin făină, asta e prin pesmet și asta e prin pesmet ăla auriu. Ăla auriu. Sunt trei feluri. Aș gusta eu acum, dar crede-mă că mi-s așa de sătulă. Și eu la fel. Că am mâncat cartofi de aici, să nu credeți că am servit eu cartofi cu carne, cu de toate acolo și nu mai vreau să mănânc. Pun aici. Așa. Deci avem supa ar trebui prima, dar s-o pun, dar e bine și așa. Fac mai rău. O zis, mami, că a ajuns mirosul până la Italia de la costițele ce-ai prăjit e. Da, și Mirela a zis că eu fost mirosul, da, mami zice, crede-mă, m-a venit mirosul de la cap, unde am pus capul în cuptor. Până la mine, să ce am simțit mirosul. Da, în sfârșit. Mulțumim la Tatăl Ceresc pentru mâncăruța asta mai slăbuță, dar e foarte sănătoasă. Asta este realizarea mea. Mulțumim la Tatăl Ceresc pentru tot ce ne oferă zilnic. Noi ne mulțumim cu ceea ce avem. Mulțumim la Tatăl Ceresc. O zi bună vă doresc, la revedere, pace!